Constanțenii sunt din ce în ce mai îngreunați de facturile imense pe care le-au de plătit la întreținere. Cum acestea cresc de la an la an, oamenii spun că nu știu ce să mai facă ca să-și poată plăti restanțele. 5.566 și am pensia de 4.439, deci un leu mai mea din 440 și am muncit 25 de ani de muncă. Și cum reușești să-l plătiți? Reușiți? Întreabă-mă cum reușesc, când mă ajută copiii lună de lună. La casă și la gaz, dar mi-a venit destul. Mai mult decât anul trecut? Bineînțeles, păi s-a scumpit. Anul ăsta gazul, anul trecut nici nu ne-a primit de subvenție că nu s-a scumpit gazul. Anul ăsta nu ne dă că de la 6 milioane, nu ne-am încadrat, dar oricum. Pensionarii sunt și ei într-o situație cât se poate de dificilă. Aceștia spun că au primit facturi mai mari decât pensia pe care o au. Parcă un pic mai mari, dar nu știu să vă spun exact. Calul refere electric. Așa am cumpărat. Cum v-au venit facturile la căldură în această iarnă? Foarte mărit. Păi, și cum le plătești? Știe toată lumea de treaba asta. Cu greu, dar trebuie să le plătezi. Chiar și așa este posibil ca locuitorii Constanței să plătească facturile pentru agentul termic mai mari după ce reprezentanții CET au cerut ANRE o mărire a prețului gigacaloriei.